În Italia, un român și-a pierdut viața într-o explozie la o fabrică de artificii. Clădirea în care lucra acesta s-a prăbușit în urma exploziei, urmate de un incendiu devastator. După câteva ore de căutări, pompierii au reușit să-l scoată pe român de sub dărâmături, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Patronul său, un italian, a ajuns la spital cu arsuri.